Potrivit directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Vâlcea, există aproximativ 15 ocupații pentru care se organizează în prezent cursuri de calificare, adresate atât șomerilor indemnizați cât și celor neindemnizați. Cursurile de pregătire, suntem în faza de constituire a grupelor de cursanți. Avem 4 cursuri care au început în luna februarie, însă facem înscrieri permanent la cursuri din diverse domenii. Pornim de la bucătar, pornim de la mecanic auto, lucrător în comerț, ospătar, avem inspector resurse umane, paleta este destul de largă, cred că avem undeva la 15 ocupații în care derulăm cursul de calificare și în momentul în care strângem grupa de 25, demarăm cursul. În acest sens, rog pe cei interesați, special șomerii indemnizați și neindemnizați, să se adreseze compartimentului nostru de formare profesională pentru intrarea în evidență, astfel încât, la momentul în care se constituie grupa, să putem demara un astfel de curs, cu mențiunea că, pe perioada cât este în șomaj, șomerul, indiferent de statut, că este indemnizat sau neindemnizat, beneficiază gratuit de calificare. De asemenea, îi se pot deconta cheltuielile de transport dacă face naveta pentru a veni la acest curs și, de asemenea, analizele medicale cerute de cursul respectiv sunt gratuite. Cei care au nevoie de mai multe informații se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, situată pe strada Dacia numărul 8.